Română, domnilor și domnișoarelor, bună seara, domnilor! Iată-ne în sfârșit foarte, foarte aproape de ceea ce am așteptat atâta timp. Pentru răspuns. Să ascultăm pe telespectatorul care a așteptat și îi mulțumim pentru răbdare. Bună seara! Bună seara! Vă rog numărul de telefon. 180-138 în tătar. 138. 180? Da. 138. 138. Am notat. Vă ascultăm. Bună seara! Bună seara! Vreau să-l întreb pe portarul Politehnicii. Care este atitudinea dânsului față de colegul Țurcaș despre sclava care a făcut-o cu telespectatorii? Ce impresie i-a făcut dânsului? Dacă îi convine sau nu? Cred că v-a și răspuns la un moment dat. Dacă vreți să mai adresați încă o întrebare, pentru că asta va fi foarte ușor de răspuns, de aia mai ales că deja abordați subiectul. Da, bineînțeles, eu am deschis că am târziu televizorul și nu am fost pe fază. Da. Dacă mai vreți să-i adresați încă o întrebare, da, având în vedere faptul că mâine începe campionatul. Da, bineînțeles. După părerea dânsului, cam pe ce loc se poate situa Poli la sfârșitul primului tur? Turului, da? Da. Mulțumim pentru întrebări. Bună seara, sănătate. Bună seara. Deci la prima întrebare pot să vă răspund că deci nici de atitudinea mea nu sunt mulțumit. Eu regret tot ce s-a întâmplat cu mine. Pentru că v-am spus, cred că cel mai afectat eu sunt din toată isprava asta. Nu știu Țurcaș ce a făcut, ce n-a făcut, dar eu am apărut în tribună și n-am mai realizat ce se va întâmpla, cu ce consecințe se va termina acea repriză. Da, s-a terminat. S-a terminat. Da. Acum, deci eu pot să vă spun, citind în presă, de a doua zi, am înțeles că respectivul a fost internat în spital, m-am dus împreună cu cineva, l-am căutat la spital, nu era plecat de acolo, s-a internat pentru... eu știu, câteva ore, nu știu exact, că mi-a confirmat și asistenta de acolo, am căutat acasă, nu l-am găsit, deci am vrut să discut cu el, să vedem care au fost repercusiunile. Da. Și la a doua întrebare? Cu locul pe care noi îl vom ocupa, în funcție de... sunt mulți factori aici, deci nu cred că e cazul să enumere aici. Știți că aseară m-am uitat pe ProTV și spunea de arbitraj, de comisii, de nu știu ce, nu știu cât s-ar putea pune amprent pe arbitraj sau pe comisiile astea care s-au înființat acum de câteva zile, dar noi, dacă nu ducem noi munca în teren, nici antrenorii, nimeni nu poate. Degeaba e Neaimi sau eu știu cine e pe margine dacă noi nu jucăm în teren. Gechi avea o vorbă, domnul profesor Ionescu, avea o vorbă, zice... în teren, deci nu e ca la teatru, ca la film. Deci nu ți-a ieșit pasul, taie ăsta, ia din nou. Deci aici, știți cum e, exact ca în box, eu știu, un atac, altul primește sau... Nu poți să dai timpul înapoi. Nu poți să dai timpul înapoi. Deci ce se ivește pe moment, asta trebuie, gândirea, deci... trebuie să fim mai șmecheri, judecată. Da, exact. Asta avem un alt telefon. Înainte de a-l asculta pe spectatorul nostru, vă repet, din întrebările care vor fi puse, cea mai interesantă va fi răsplătită de firmele Tefal și Wagnet prin domnul Richard Andes, prin această tigaie în care se află și biletele deja. Este o tigaie Tefal, tigaie specială. Iar alte trei premii sunt constituite din câte o seară la restaurantul Fabricii de Bere, cu mici, bere de calitate și, pentru că am adus vorba, puteți merge liniștit în fiecare zi la restaurantul Fabricii de Bere, terasa amenajată într-un decor deosebit, produse de calitate. Iată sponsorul emisiunii noastre, deci sunați-ne și poate veți petrece o seară chiar cu noi, acolo la terasa Fabricii de Bere. Tabanuși, și acum vă ascultăm. Mai bun decât da. Aici, da. Vă ascultăm. Miss Grillare. Da. Alo. Bună seara. Bună seara. În primul rând, felicitări pentru această emisiune splendidă, pot să spun. Vă mulțumim. Ar fi minunat dacă urmarea ar veni mâine pe teren. Așa este. Așa am dorit cu toții. Ne spuneți numărul de telefon. Da, 207. Da. 923. Da. Aș dori să întreb la rând pe fiecare dintre invitați. Da. Primul rând pe
portarul Ioan Almășan. Dacă mai este valabilă schimbul dintre Țurca și Urai de la OMT, iar dacă da, ce crede dânsul, Urai ar putea lua loc în poartă? Locul cui? Locul Almășan, deci fiind mai tânăr și domnul Almășan fiind mai bătrân. Da, continuă. Iar pe domnul Duchi Popovi l-aș întreba care este cel mai vechi golgheter al lui Poli. Cel mai vechi sau cel mai multe goluri marcate? Deci golgheterul absolut al lui Poli. Așa, da. Poli. Și pentru domnul Ricardo Andres? Cum de este dânsul sponsor? Deci de unde această pasiune a venit pentru Poli? Iar pentru dumneavoastră și pentru toți ceilalți un pronostic pentru meciul de mâine. Deci de ce nu este, să zicem, la UMT sau la CFR sponsor, de ce la Poli? De ce tocmai la Poli? Așa, și un pronostic pentru mâine. Da, mulțumesc. Da, am reținut, mulțumim. La revedere. Cine sparge gheața? Păi sigur, din, din câte știu eu, deci golgheterul absolut al lui Poli este Ceaușescu. Mă sigur că, de exemplu, Dembrovski, care a jucat la Poli, a marcat peste 100 de goluri în prima ligă. Nu le-a marcat pentru Poli. Pentru Poli a marcat vreo 30 și ceva, dacă țin bine minte, venind ca, de la Bacău ca internațional. Sper să nu greșesc cu Ceaușescu. Nu, Ioane, așa este. Ceaușescu este, da. Păi și Rote are vreo 4 și... Da, da. Nu toate aici, și la Steaua. Da, dar foarte multe la Steaua, de exemplu. Da. Mare vreo 100 pe la Galatasaray. Da. Deci, continuăm. Să trecem la... Deci, la mine pot să spun eu, ca copil, practic, am fost deja la Poli, în stadion, când m-am născut în România și am emigrat în 72 în Germania. Și după... Și ați revenit. După Revoluția am revenit și... Bineînțeles că Poli este echipa numărul 1 aici în Timișoara și în județ, nu? Și dacă e echipa copilăriei... Bineînțeles, de aici provine toată problema. Pronosticul? Pronosticul 3-1 pentru Poli mâine. Da, ce bine ar fi. Sper să nu ne audă cei de la față, sau dacă ne aud, e cu atât mai bine. Ar fi o repetare anul trecut, am zis Poli pe televizor. Cred că sunt cazați la Continental. La Conta. Ioane, să ne referim la acel triunghi. Deportare. Da, multe nu pot să vă spun, pentru că numai ieri am auzit de discuția asta, cu schimbul ăsta între Urai și Țurcaș. Și văd că Urai trebuia probabil să apară astăzi la, în lot la noi și văd că nu a venit, nu știu care e... N-a fost în seara asta. N-a fost, aia, nu știu, nu pot să mă pronunț. Deci am auzit și eu o variantă. Și dacă ar veni, crezi că ți-ar putea la locul? A mai fost, deci, eu pot să vă spun, eu sunt foarte realist, a mai fost, a mai trecut mulți pe aici. N-au ținut pasul, nu știu acum, va ține pasul, nu va ține. Deci aici, nu, eu zic așa, poate mâine eu să dau kick, Doamne ferește, știți cum e. Deci nu poți să iei, trebuie pe durată, nu merge că 2-3 meciuri faci bune sau... Uite, de exemplu, eu l-am văzut și pe Urai la UMT, dar nu știu, nu pot să-mi dau seama de ce va fi la nivelul ăsta. Este o diferență între A și B, sigur că este o diferență. Dar nu ți-e frică de concurență, nu? Deci concurența este... Pentru că eu sunt un fi din ăsta care... și mai dur, care... Nu, am anunț interesant despre Ion Almășan, no, este poate puțină lume îl știe, Ion este de 10 ani la Poli. Au fost aici și Jipa, a fost și Toma, a fost și Arcanu, au mai fost mulți alții. Și Ion a rămas, i-au venit, au plecat. Din păcate, Ion a avut ghinionul ca Poli să joace în perioada lui 6 meciuri în cupe europene și nu orice meciuri, cu Atletico Madrid, cu Sporting Lisabona și cu Real Madrid, să joace pe Santiago Bernabeu sau pe Vicente Calderon și Ion n-a apărat niciun minut. I s-a dat credit altora. Am văzut un fanioane pe Santiago Bernabeu, am văzut un fanioane. Și toate acestea le-a înghițit și strângând evidența, a plecat mai departe. Și a rămas tot titular, deci nu este vorba de concurență. De asta am mizat eu în continuare. Deci dacă e sănătate, nu mi-e frică nici de... Da. Ce să facem? Asta e viața noastră. Știți cum e. Poate ar fi... de profi adevărat, nu? Poate ar fi o conjunctură. Să vină altă, poate aș pleca și în altă parte. Aș lua și o logodea în plus. Da. Aici vedeți să mă tem. Privesc la ceas, mai avem 4 minute. Mi-au fost confirmate de colegii mei, Cătălin Trăilă și Emeric Sabo. Un alt telefon. Bună seara! Bună seara! Vă rog numărul de telefon. 1-6-5-7-2-2. Repetați, vă rog. 1-6-5-7-2-2. 1-6-5-7-2-2. 7-2-2. Zona Giroc. Da, vă ascultăm.
Domnul Lujan, eu pot să vă zic că se putea lua campionatul după tranzacțiile care sunt făcute în țară. Dacă puteți să dați sonorul televizorului mai încet. Ați operat? Da. Deci da. Acum vă ascultăm și să vorbiți mai tare. După tranzacțiile făcute în campionat. Iar domnul patron, dacă se poate spune așa, al firmei Tefal, bafă în continuare și să nu ne dezamăgească Poli. Iar domnul Duchi Popovici să nu mai scrie acolo cu Cătălin Popa că vine la Poli și că nu știu ce și că vrăjeală pe acolo. Așa e, vedeți? Știți cum este? Există o sâmbură de adevăr și o să vă explic. Nu este da, o problemă. Dar mult a fost acolo că scrieți că vine jucător la Poli, nu știu ce, de unde vine și pune vrăjeală. Am o rugăminte, sigur, dacă vreți să explic, repetați da, cele referitoare la Ion Almășani, ați adresat o întrebare? După tranzacție, că se poate lua titlul. Da. Și asta cu jucătorii care tot la Almășani mă refer, zic așa cu Poli, că dacă s-ar face așa din divizia, ce s-ar mai putea copta câteva jucători? Cum ar fi Pecheanu? Da, sunt de părerea dumneavoastră, exact. Pentru că eu vă spun, am avut acum, și eu așa sunt de figură, știți cum e. Și plus ales din Reșița, sau uite, puteau fi luat și Pușcaș. Foarte mult se pot lua, numai că trebuie să ai cu ce să iei, primul rând. E, și ei să opteze pentru Poli. Am să rog mai... Îmi pare rău de Pușcaș. Da. Am să rog mai telespectatorul nostru, dacă a terminat întrebările, să închidă. Dorim să mai luăm un telefon. Da, la revedere. Vă mulțumim. Deci așteptăm ultimul telefon. Continuă, te rog. Referitor la campionat, eu vă spun sincer că nu se poate lua campionat. De ce mizez pe treaba asta? Eu sunt foarte modest, vă spun sincer, pentru că noi nu avem încă o echipă de talia Stelei sau mișmașurilor Rapid și, eu știu, corupția din... Că tot se vorbește. Dacă ați urmărit ProTV-ul aseară, am stat până la 12:30, m-am uitat cu corupția, cu nu știu ce, dar nimic concret. Și totuși există o treabă din asta care... Deci nu, eu... Sau de acolo pe putere financiară totuși. Zicem, uitați, de exemplu, eu, cum să zic, anul trecut puteam să ne clasăm cam și mai bine, cum spunea Duchi. Cam pe patru. Patru acolo, deci podiumul e ocupat, vă spun dacă sincer. Dacă nu erau jocurile deci, nu e. Bine, a fost, stați un pic, acum să zic, și Poli a avut o perioadă mai slabă. Dar ce se întâmplă? Dacă, hai să lăsăm la o parte corupția și cooperativa și ce. Dar altele joacă un jucător care are contract $15,000 pe an și un contract care un jucător, un jucător care are $2,000 pe an. Unul care are primă $2,000 pe meci și unul care are $500 pe meci. Deci este foarte clar. Este foarte stimulentul material este determinat. Și Poli poate să plătească tribut faptul cunosc acolo foarte mulți oameni, adică foarte mulți. O cunosc câțiva oameni care sunt băgați și în domeniul fotbal și poate anul viitor nu o să mai fie sponsorul Tefal, poate va fi un alt sponsor, o altă reprezentanță de o firmă din Germania care are interese și mai mari să se implice într-adevăr cu sume mai mari, mai cu alte fonduri. Da. Și o firmă, această firmă, mă rog, care n-are rost să o desconspirăm, este și implicată în fotbal în Germania sau mai apropiată de fotbal prin oamenii care o conduc. Da, deci unul dintre patroni este chiar în conducerea lui Erste FC Köln, orașul unde sunt eu domiciliat și Dorinel Munteanu și Nuno e Dorinel Munteanu și Vlădoiu, da. Și poate o să facem un amical cu Erste FC Köln, cine știe. Deci asta ca perspectivă, în orice caz, este... E o promisiune care ne încântă. Și să ne apropiem de final. Deci, întrebarea cea mai interesantă pentru... Nu, dar nu-mi răspuns eu la întrebare, ca să nu mai scriu că vine Popa de la Rapid, sau știu. Și deci... mai am vrut să zic ceva. Deci nu numai mă interesează fotbalul Poli. Deci eu m-am născut la Săcălaș și mai am ajutat și băieții puțin de la Săcălaș care acum au urcat în Liga C și le doresc mult succes de aici și dacă se poate să transmit niște salutări la Săcălaș, la prietenii. Și sigur, chiar dacă nu văd acolo, dar sunt mulți din Săcălaș care stau în Timișoara și primesc cu bucurie acest salut al dumneavoastră. Deci care este cea mai interesantă întrebare? Nu, deci să răspundă tot treaba cu Popa, am scris că vine la Poli. Deci în
orice treabă care o scriem noi, există o sâmbură de adevăr. Acest popă l-a contactat personal pe domnul Boiț, zicând că vrea să vină la Poli. Sigur că un titlu ca să fie interesant. Nu, domnul Boiț mi-a spus, deci n-a fost niciun secret aici. Nu pot să intercepteze telefonul domnului Boiț, că n-am ajuns chiar așa de dotat. Nu ne-ar mira în ultimul. Bine, n-ar fi rău, dar am aflat mult mai multe. Sigur, da. Sigur, glumim, dar există un sâmbure de adevăr. Nu scriem că sunt unele care nu se realizează aceste transferuri. Vă dau cazul lui Birhov, care a fost dat sigur că la Juventus cu litere de o șchioapă în Gazeta dello Sport, care nu se compară cu noi ca și ziar. Și a rămas la Udinese, sau știu eu care. Deci ei nu se compară cu voi. Și reciproc, nu? Sigur că nu. Noi nu ne comparăm cu ei, niciun caz. Așa. Măcar datorită culorii hârtiei, că vreți o hârtie roz, nu? Acum, întrebarea cea mai interesantă, deci care e? Ați deliberat? Prima eu trebuie. Zic că prima, pentru prima. Că a fost o doamnă. Da. Deci, nu? Deci prima întrebare, zicem, și mai ales că este și o doamnă, nu? Deci, nu? A fost întrebarea cu? Cu Țurcaș. Cu Țurcaș. Da, deci telefonul 215053 este, deci posesorul telefonului 215053, această tigaie. Și pentru că avem de tras la sorți, mai am aici două telefoane pe care trebuie să le introducem în această urnă improvizată. Este vorba de 14579 pe care am rămas în urmă. Și am să vă rog pe dumneavoastră, cei trei invitați, să trageți câte un bilețel, pentru că fericiții de aici vor fi beneficiarii unei seri la restaurantul Fabricii de Bere. Eu zic că ar trebui să vină doamna să tragă din tigaie. Da, n-ar fi rău. Să fac și eu ca un personaj celebru de dimineață. Și am să... televizor, poate găsesc mai. Da. Deci totul este absolut corect aici. Da. Noi nu lucrăm Și ascult numerele. Deci, Alcatel, 208-426. 208-426. 206. Da. 180. Da. 165-722. Da. Deci, posesorii telefonelor 208-426, 206-480 și 165-722 să aștepte, îi voi contacta la telefon pentru a stabili modalitatea de a ajunge la terasa Fabricii de Bere. Aș dori să vă mulțumesc pentru prezența în studio, în primul rând lui Ion, pe care mă voi stădui să-l repet la cantonament, nu spun din nou unde e cantonamentul, dumneavoastră, domnule Olica Dandeș și Duchi Popovici, pentru amabilitatea de a mă ajuta să realizăm această emisiune. Mulțumim. Stimați telespectatori, aici se încheie emisiunea noastră, rămâne să ne întâlnim mâine pe stadionul Politehnica și, de acum, un singur gând, hai Poli!